conformitate cu dispoziția primarului comunei numărul 312 din 23-12-2021, suntem invitați să participăm la lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local Comunal, ce are loc astăzi, data de 29-12-2021, orele 15, în sala de ședințe. Pentru început, supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022, inițiator primarul comunei. Taxele și impozitele se majorează doar cu 2,6 cât este inflația de anul trecut. Asta este obligatorie și nimic altceva nu se modifică față de ceea ce a stabilit Consiliul Local. Cu mențiunea că ceea ce este peste 0,5 se majorează în plus, ce este sub 0,5, deci mă refer la lei la bănuți, mai bine spus, se micșorează în favoarea contribuabilului. Domnul Sfântul s-a ocupat de acest regulament în interiorul taxele, pentru să de hotărâre privind impozitele și taxele, și vreau să precizez că fiecare an noi nu am ridicat taxele decât cât a fost IPC-ul pe perioada anului 2021. Dar, cu polul de curate, Consiliul Local poate aproba mărirea taxelor și impozitelor locale până la 50%. Noi niciodată nu am ridicat taxe și impozite decât cât ne-a prevăzut ele, adică respectiv IPC-ul. 2,6 anul ăsta, anul trecut 2019 a fost 3,8 și pe 2018 a fost 4,6. Pe 2017 și 2016 1,3 nu influența deloc în taxele și impozitele. Deci acum se majorează cu 2,6. 2,6 adică la 1 milion, nu mai pui 2 lei acolo. Întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot. Cine este pentru? Da. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei speciale de salubrizare și a regulamentului privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non-casnici, inițiator primarul comunei. E o situație foarte grea cu taxa de salubrizare. O situație grea extraordinar de grea. Avem o mărire a taxei de 24%. Cum am ajuns la acest procent de 24%? Am considerat numărul de locuitori a comunei Sădurel, respectiv care plătesc taxa de 3.787, adică numărul de locuitori care sunt la recensământul din 2011. Constatăm că la data de 1 septembrie 2021, primarea Sădurel a plătit din sursa ei, respectiv 300.000 de lei, respectiv 3.000 de lei, având rest de plătit încă 800.000 de lei, datorii la taxa. Și am plătit, am îmbărțit 800 la 3.000 și mi-a ieșit procent de 24%. Adică e o situație foarte grea. Taxa de gunoi anul acesta, valoarea taxei pe gunoi pe salubrizare plătită de primarea Sădurel se ridică la aproximativ 4 miliarde. O sumă imensă. O sumă nu imensă, foarte imensă. Și acum vreau să spun ceva. Toți suntem de vină, inclusiv eu sunt de vină. Dăm prea mult gunoi. Dăm prea mult gunoi și eu și dumneavoastră dăm prea mult gunoi. Adică este 4 miliarde. Toate că stăm totuși bine în raport, în comparație cu alte comuni, alte comune din jurul nostru care au datorii de 3 miliarde. Noi totuși stăm bine. Am avut noroc cu acești bani care au venit pe încălzire. Am mai adunat încă 55.000 de lei. Asta înseamnă că din 86.000 de lei cât mai avem datorie, ne mai rămân pe anul viitor doar 30.000, 300.000 lei. Adică stăm bine, stăm foarte bine.
Acum avem o datorie de 300 de bani. Din 860, dacă n-ar fi fost banii aceștia să o oprim, deci nu, este o sursă a ei, este o sursă autofinanțată, nu avem cum să dăm bani din bugetul local. Adică pentru mine ar fi foarte simplu acum să dăm 300 de milioane imediat pentru sursa ei din bugetul local, având în vedere că avem un excedent, să numim, aproape de 2 milioane, 20 de milioane. Adică cine este 300 de milioane să începem să dăm acei 300 de milioane pentru sursa ei. Dar fiind serviciu autofinanțat, nu ai voie. Doar să împrumuți bani de la sursa E, da? Dar cu reîntregirea bugetului sursei A. Adică, vreau anul viitor, chiar vorbeam cu angajații primării Sădureni, timp de 2 săptămâni, vom trimite măcar 1 săptămână, toți angajații primării Sădureni, inclusiv consilierii locali, va trebui să mergem în poartă în poartă și să prezentăm situația. Dacă o ținem tot așa și o continuăm așa, vedem că și anul viitor va trebui să ridicăm iar cu 25%. Întrebări cu această temă? Chiar vă rog întrebări? Să facem cumva să colectăm mai selectiv, dacă tot informăm populația, facem și asta, cu benele războane care sunt în locale. Ca să poți să faci colectarea selectivă, este un bombelan. Păi îți câteva și goale. Nu avem. Aia de la biserică, de care sunt goale. Facem abstracții, dar nu numere. Omul deduce, dar nu deduce. Cum facem alorație? Singurul lucru pe care am putea să facem, dar este greu, vorbeam cu domnul primar de la Brânzăreni, toată ziua trebuie să te duci. Toată ziua trebuie să te duci. Să cumpărăm noi saci, saci verzi pentru hârtie, saci galbe pentru aia și să vină pentru... și omul să scoată. Menajerul în ziua respectivă, saci verzi pentru hârtie în ziua respectivă, saci galbe. Iar primăria să cumpere acești saci. Cine nu da. Se încadrează... Indiferent de situație. Prea mult cu noi. E mult prea mult cu noi. Și costat și la mine. Adică, prea mult cu noi. Prea mult cu noi. Extraordinar de mult. Să plătești 4 miliarde de bugetul loc. Din buget. Că e tot. Și bugetul loc chiar. Chiar că este o taxă specială. E o valoare foarte mare, 400 de miliarde. Noi ne-am descurcat, dar foarte greu ne-am descurcat, să știți. Și nu pot să spun în fața televiziunilor cum ne-am descurcat. Dar ne-am descurcat. Puțin mai greu, dar ne-am descurcat. Alte întrebări? Alte întrebări. Adică, omul, nu știu cum să spun, decizia aia de impune pe care am făcut-o la anul trecut, nu știu, ar trebui să facem și anul ăsta. Probabil că sunt cadențe, nu? Tot la fel. Se constată ce fel. Nu avem voie să dăm decât 5 kg de gunoi, sau nu știu cât spuneam noi acolo. 5 kg de gunoi. 5 kg de gunoi ca să te cadeze în suma aia de 7 milioane. E 7 milioane de tonă. Ia gândiți-vă, simplu, cu toți știți toată la mine. 7 milioane de tonă, 1000 de kg, da? Cât e kilogramul dacă ești 7 milioane de tonă, 700 de mii. E 0,7, e aproape 1 leu kilogram. Ia gândiți-vă, dacă e 1 leu kilogram, aproape 1 leu kilogram, și te-ai dat 5 kg într-o zi de malți, da? Ai dat 5 lei, 5 lei. Ia gândiți-vă, sunt 55 de săptămâni. 55 mulțumim cu 55, 55, 52, 55, sunt 275 de lei. 2.750.000 de om. Adică ce facem? Hai să zicem 0,7, na, 0,7. Să zicem mai puțin, 0,7 bani. 0,7, 35, 35, 55. Dar tot este 2 milioane. Deci, cantitatea de gunoi, nu mai rețin cum am făcut în calcul anul trecut, cantitatea de gunoi este la 1,8 kg, 1,6 kg, nu știu cât vine. Foarte mică, mică de tot. Dacă ne ducem la 5 kg, da? Vedeți unde ne ducem, la 275 de lei. Adică 2.750. Dar mă duc și la mine, adică și eu sunt de vină, adică până un tombelon ăla, nu știu de unde s-a adunat atâta lume. Nu știu de unde s-a adunat. Este foarte multă mâncare ambalată, acum sunt. Te vă dau cuvântul meu. Ei când au făcut acel studiu de oportunitate, au zis că 350 grame, adică în 2010, când s-a făcut scoaterea de licitație pentru un presa acestui proiect, spunea, un studiu de oportunitate, 0,350 gunoi pe cap de locuitor pe zi.
0,7-2 kg. Dar și noi am oare duce oare 10 kg. N-are. Gândiți-vă, spate, linia. Ca să vă mai dau un exemplu, 1 august și dumneavoastră n-a fost mai credeți pe mine. Dar uitați-vă în stat de delirii. În 1 august, când au venit cei din străinătate, 500 de milioane, 48 de mii de lei în 1 august. Deci 500 de milioane în 1 august. 500 în august, în iulie 380, deci numai iulie și august, 500, aproape 1 miliard, 900 de milioane. În 2 luni, 2 luni jumătate. Adică cei, acum nu vreau să supăr pe nimeni, chiar dacă mă registrează. Am văzut și chiar acum la televizor, vin din străinătate, dom'le, că sunt, că sunt foarte frumos, că muncit, dar vin și alunci gunoi în drum. Am văzut la televizor cum au venit la graniță și au aruncat toți gunoi în drum acolo. Păi nu se poate așa ceva, ce puțin, dacă ești în străinătate, vin oricum și fă mie observații de mare comunii Sândoieni, nu mai lucra bă, băi, mai gunoaie. Dar acum, sincer, să fiu domnul vice, toată ziua a stat pe malul apei și acum strâns. Am fost într-o comună, unii căsătorite sora, nu o spun că e de m-a speriat ce e acolo. Când unești, domnul, m-a speriat. Pe la noi, cum se spune, e curățenie, curățenie. Și nimeni nu face nimic. Eu, unul, am fost într-o comună la fierbinți. Unde este la fierbinți. De curiozitate, când el să vede și noi câțiva de la fierbinți, pe cuvântul meu. Și le-au luat foame și le-au drumul casă, nici le-au oprit. Le-au oprit. Și era pe un câmp acolo, pe un câmp acolo. Doamne, vă speriați ce este. E aproape, vă speriați ce cunoaie sunt. Fie cum era, am fotografiat. Pe la noi este curățenie. Cu cât coborâți de la nord spre sud și de la munte spre câmp, cantitatea de gunoi crește. Este vorba de educația care a sudului și a orientului se intersectează două curente. Da, dar totuși, ei n-au niște legi cu șeica la noi în Moldova. Eram în Argita și eram pe malul Oltului acolo și era o punguliță agățată de o rădăcină de salce și persoana de acolo, ce lume murdă, mizeră este la noi, te aruncă gunoiul. Dar eu nu-l vedeam. Da, punculița aia, se pare că e atâta gunoi, să veniți la noi în Moldova să vedeți ce este. Deci, asta ține de educație. Și a celor care sunt plecați afară, educația e educația cu care au plecat din țară. Că afară, totuși respectă, dar când vin în țară... În țară nu mai respectă. Eu nu am fost. Bine, nu sunt toți. Am fost să mă mulțumesc că am fost în țări străini. Eu nu am fost. Am fost decât în Belgia cu 2 ani zile. Dar am rămas foarte dormit, m-am povestit și am filmat cum e în Belgia. În Belgia este mai greu că am un comun la Sândoieni. Bine, vorbim de Bruxelles, unde deja situația este dată peste deci, cap. Deci cum sunt saci în Bruxelles, cum sunt, da, cum e aici la noi, pe colț aici. La noi în colț știți că se adună pe toate zone și se spunea, așa este în Bruxelles. Saci aruncați, da? Și oameni dacă zic, bă, dar nici în Sandoia nu este. Da. Numai că, e diferență de ce? Ei au tot gunoiul ăla pe care îl pornim, că ei nu face selectiv, domnule. A fost în alună, nu fac să toți pun acolo tot. Mă, că undeva pe un dial, îi spun ei, au o centrală din asta, a? Care produce curent electric. Și tot gunoiul ăsta care îl duce acolo și produce curent electric. Nu trebuie să facă selectiv. Adică, constatare, proiectul ăsta nostru care a făcut noi, la nivelul anului 2010, este la nivelul 1930, din perioada interbelică, când au făcut prima dată africani. Deci tipul ăsta de proiect cu sud, cu depozitare, îl făcea africanii. Orice stat european în acest moment nu mai face tipul din astea de proiecte. Adică îți găsesc o modalitate de a beneficia, de a produce curent, de a face ceva, a face cenușă. Cenușă pentru fabrici de ciment. Pe când noi depozităm acolo. Ați fost odată la Bărcescu. Eu am fost odată, nu vreau să mă mai duc niciodată. N-am mâncat 3 săptămâni. 3 săptămâni am mâncat. Mândul meu, când am văzut acolo, știți, aș văzut filmul Ciorile de Harvey, de Hitchcock. Da? Păsări de Harvey Hitchcock. Exact acest film. Vedeți pe sus Maciul, Harvey Hitchcock, și atunci când a fost acum 3 ani de zi, și țigan, care, când dădeai drumul la aia, toți țiganii erau pe mașina mea. Da, mi-e pare rău cu bunul ăsta, deci
Întotdeauna noi nu am ridicat taxa la gunoi. Noi am fost puțin mai echilibrați în taxă. Nu, oamenii să ne căjeți. Dar uitați-vă, nu avem ce face. Nu avem ce face. Și încă o problemă majoră pe care încă nu pot să o înțeleg. Registrația este registrație. Domnul secretar, și chiar vă rog, puneți imediat pe următorul punct de ordine de zi ce vă spun eu dumneavoastră. Analizați. Cei care au certificat de grad de handicap. Da? Dom'le, sunt gratuiți prin lege. Ok, nu comentez. Dăm gratuitate. Dar totuși produc gunoi. Dă-ți-ne, domnul secretar, dați-ne voie să plătească primăria pentru acei oameni. Adică să nu plătească contribuabilul, Dăvarul, care copii, Ionescu, Vasilescu. Adică primăria să subvenționeze gratuit pentru cei cu handicap. Ați înțeles ce vreau să zic? Cu cum ei produc gunoi? Pentru că e normal să producă știință. Ați înțeles ce vreau să zic? Aici, practic, se pare normal. Putem, adică, înțeleg să fie scutit de impozit, de ceva, dar ce produce... Asta e registrația. Asta e mai ce faci? Asta e legislația. Dar total să ne permită legislația să plătesc noi. Adică ce 5.000 de lei să plătesc pentru cei cu adică? Am luat o sumă mare. Adică hai să fim o medie. Eu mă dau cuvântul meu acum pentru cei cu adică. Am plătit, nu am avut, am plătit tot numele meu care am avut din buget. Am plătit, vedeți că am plătit și norma din anul, până pe luna mai. Am plătit, vedeți că va intra banii cu ocele, ați văzut? Vă se vede. A, nu vă spune soția? Nu vă spune, dar am înțeles. Ei, poate. Adică noi plătim ultimul local, pentru că sunt oameni negăjiți. Pe urmă, încă alte comune. Eu știu că nu este legal, dar cum Dumnezeu în alte comune știu că este legal, că noi am discutat, domnul secretar, știu. Ei susțin, din punct de vedere final, un leu 20 la acea taxă, dau un exemplu. Da? Dom'le, noi, ce zic, cum Dumnezeu la funcția de conturi pentru celelalte comune nu zice nimic, știu că este legal, noi nu putem. Asta nu înțeleg cu registrația asta. Nu înțeleg. Eu înțeleg că noi suntem corecți să aplicăm registrația, dar trebuie să fie registrație pentru toți. Pentru mine 500 milioane la un excedent de 20 de miliarde, nu-i nimic. Eu zic că niciunul dintre noi ați fi de acord. Domnule, luăm 500 milioane să ducem la cunori. Mare lucru să ducem 500 milioane. Facem o lucrare în regii proprii și ne-a scos banii aia. Adică, da, am fi discuții pe această temă, dacă nu știu. Da, e un subiect mai delicat, da. Dar nu țin cont de ideea, dar să luăm niște sas, să vedem cum... Măcar încercăm, vorba ca să încercăm. Putem reduce și cantitatea de gunoi, în primul rând trebuie să facem ce ați spus dumneavoastră, informare. Prima dată să îi informăm pe cetățeni, sunt de acord să mergem din poartă în poartă, bine, da toți, și să fim la unison cu aceeași regulă, nu cu discursuri separate. Apoi trebuie să punem infrastructura necesară, adică degeaba punem pe om să selecteze, dar el nu are nici saci, nici tomberoane și când vine mașina ea de avalul. Și al treilea este coerciție, adică în nicio țară civilizată nu s-a făcut nimica de bunăvoie. Adică trebuie, toate trei trebuie să fie. 1, 2, 3. Da. Dacă vrem un rezultat, dar nu mai poți să rămânem în aceeași situație. Balastul care le multe din curte sau... Dar nu spun acolo. Este foarte greu. Am avut o vizită a grăzii de mediu. Nu mai de vizită. Am spus. Foarte greu. Și oamenii, hai să zic, nu. Un om care, domnule, așa cum a dat Dumnezeu, nu înțelege. Dar nu înțeleg nici oameni care zici că sunt... Sănătoși. La care ai pretenții. Ai pretenții. Nu înțeleg. Ce-am pățit? Am zis, domnule, căutăm niște zone și am prezentat în Consiliul Local astea din construcții. Dau un exemplu. Ducem într-o zonă. Unde ducem? Domnule, și am o zonă, așa. Punem acolo construcția cu autor, da? E dezastru. Ducem pe malul apelii, ne zăpăcești, da? Ei, acolo, în zona aia unde ducem chedna aia, tot pe ecul de la Sândureni, Bolovania, e dus acolo. Știți-o, da, nu da, mai spun. Da, da. Nu, am dus acolo, nu pot să spun aici. E dus acolo, nu trebuie să spun zona, da? Tot din oameni au dus și ei. Deci, oameni așa.
Și alte gunoaie, nu numai dărâmătură. Corect, este propusă să iau 300 de milioane amendă din cauza câteva cetățeni. Adică dacă eu am făcut zona aia și azi, domnule, zona aia este zona mea. E zona lui Vasile, zona lui Pământul Vio. Am voie, conform legislației, să duc deșeul acolo. Adică am voie. Și uitați-vă, foarte greu să înțeles că nu avem voie să ducem. Și m-am dus într-o dimineață, la 6 dimineața, când mi-a fost frică că vine la 9, a fost seara. Și am strâns o gunoaie, uitați. Nu sunt multe, mă, 7 saci, acolo nu-i mult. Ce Dumnezeu pentru 7 saci? Să-mi pui 300 de milioane amende? Pe cum, și m-am dus dimineață, i-am trimis acolo repede, uitați-vă, și i-am arătat, uitați ce zonă curată. Adică, i-am făcut fotografie, că am făcut zona curată, dar luam 300 de milioane amende. Adică, uitați-vă, ce zonă curată. Dar deșeul din construcție. Pentru că dacă n-ai o zonă unde trebuie să depozitezi, dar deșeul din construcție, amende. Cu formular de încărcare, de descărcare, cu ce mașină ai dus, unde ai dus, cât e prin mașină. Și am făcut chestia aia. Adică, toți cei din construcție, când dărâm o casă, o ducem, domnul Popovici, domnul Vlad, ducem într-o zonă. Că dacă ne-o prins, 300 de milioane amende. Alte întrebări? Dacă nu sunt întrebări, supunem la vot punctul numărul 2. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință de către SCRD SSA a unei suprafețe de 250 de metri pătrați aflată în extravilanul Comunei Sânduleni, satul Sânduleni, teren ce face parte din domeniul privat al Comunei Sânduleni, județul Bacău, în vederea amplasării a unui pilon de telecomunicații. Inițiator, primarul Comunei. El de aici și el de să se țin de noi de o perioadă cam mare de cât e domnul Sânduleni, 3-4 luni de zile. Nu ne-am înțeles, foarte greu ne-am înțeles. Extraordinar de greu ne-am înțeles, pentru că acum nu vreau să supăr pe nimeni. Dar, exact cum spuneam înainte, societățile astea mari, nu știu decât să câștige, să... Ei nu interesează că trebuie să mai apute niște cheltuieli, către bugetul statului, către profit, cu toate că firma RC Digi, asta RC Digi, contribuie cu sume foarte mari. Este prima firmă din țară care contribuie cu sume foarte mari. Ei vor ca să se extindă acest serviciu de internet și telefonie și pe zona noastră. Pe zona noastră. Ei, zona noastră înseamnă Heregiu, Sănureni, Berești, Berzuții pe partea aia altă. Pe zona noastră, Strugan, Scorțări, pe o rază de acțiune, nu știu, 5, 6, 10 km. Și au constatat prin toată zona, că au venit grei cu aparatul, că cel mai bun semnal este lângă rezervorul de apă de sus. Unde este rezervorul nostru de apă? Ei vor acolo, nu mai vor, dar Sănduleni aici, deasupra Luhanului Matei. Ei, și constată că acolo este cel mai bun semnal. Și vor ca să îi dăm o suprafață de 250 de metri pătrați, acolo este pajiștea comunală pentru a construi ei stație pentru telefonie și internet. E suprafața foarte bine, e benefic pentru locuitorii comunei Sănduleni, că au semnal bun, n-am nimic împotrivă, că nu poți să, adică, indiferent de situație, tu nu poți să-i oprești. Conform legislației, nu ai cum să-i oprești. Și am pus o chirie, domnul secretar, aici completează domnul secretar, de o anumită sumă. Respectiv 900 de euro, cu toate că, în fine. Da, deci dacă sunteți de acord, cu concesionarea, dar transmiterea în folosință acelei suprafețe. Domnul secretar s-a uitat la mine, știu de ce s-a uitat, dar trebuie să prezint că e normal să prezint. Na. Până. 250 de metri pătrați, nu cu titlu gratuit, cu toate că legislația a putut să fie cu titlu gratuit, dar nu vreau, m-am săturat cu titlu gratuit, toți vor numai titlu gratuit. Adică, societăți din astea mari, cât te sperie, finanțează, sponsorizează echipe mari de fotbal. De exemplu, RCS-ul, RDS-ul, să finanțează echipa FC Gijón din Spania. Să finanțezi tu FC Gijón, trebuie să dai 10-15 milioane de euro. Ați înțeles? Adică, țineți minte de la mine că e foarte gros să trăiască așa, să spune mai multe, dar un om avea dreptate.
i-am dat în cap tare. Și ați văzut că s-a întors. I-am întors înapoi. Acest spunea omul ăla. Doamne, plătește impozitul pe profitul ăla, da? Noi ne-am dus acolo în București 500 de oameni și jos cu el, da? Și ați văzut că până la urmă s-a impus ce spunea acel om să plătească acele multinaționale 15% pe în statul respectiv. Știți, nu? Știți situația. Și noi i-am dat în cap omul ăla. Ui, chiar așa. Știți, și cel mai urât lucru este că la noi în România, dacă se ridică un cetățean acolo, care-i bun, e gură tare, nu știu ce, noi credem, sunt atât de naivi și de creduri, ci că suntem idioți ducând spre credulitate. Adică și credem acea persoană. N-ai fost să... N-ai. Ați înțeles ce vreau să zic, nu intru în amănunt. Da. Asta este prezentarea punctului 3. Dacă nu sunt întrebări, să punem la vot punctul numărul 3. Cine se prezintă? Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de interes local care va fi realizat în anul 2022 de către beneficiarii venitului minim garantat, inițiator primarul comunei. Este vorba de cei de apă, de 16. E același plan de acțiuni, dacă cu înregistrații, trebuie aprobată fiecare an. Ați luat conștiință de el. Dacă vreți, singurul lucru care puteți să veniți cu suplimentări, adică mai punem ceva. Dar fiecare an a venit cu încă o acțiune. Ați citit, dacă vreți să mai propuneți încă o acțiune, e ok, o punem în acel plan de acțiune, nu e nicio problemă. Alte întrebări? Punem la vot punctul numărul 4. Cine este pentru? Punctul 5, diverse. Cine se înscrie la cuvânt? Da, întrebări, suntem în sfârșit de an. Înainte de a pune întrebări, eu vă mulțumesc pentru colaborare. Nu ce înscrie la spate. N-a supărat cineva de declarație, dar să știți că n-am făcut-o niciodată direct. Poate nu am reușit să fac tot ce mi-a spus dumneavoastră, cu toate că dumneavoastră cu de bună știință mi-a dat telefon și mi-a spus, domnul primar, vezi că trebuie făcut lucrul ăla, dar nu am putut să fac. Aici mă refer și la chestia aia, domnul George, care mi-a spus că trebuie să fac la greșești intersecția aia, dar n-am mai avut să fac. Mi-am ocupat din podul ăla, din casa aia. Știți că a luat o casă foc la sacul greșești. Uitați-vă, da, Dumnezeu, și mulțumesc cu Vasile, mulțumesc tuturor sponsorilor care ne-a ajutat și aici vreau să amintesc, mulțumesc societății Valmas. Da, multe societăți care au dat 11 metri de grup de betură. Mulțumesc domnul Georgel care a făcut cofragul. Mulțumesc societății de pecor, Tudorită, care ne-a dat 4 geamă. Da, mulți oameni ne-au ajutat. Mulți oameni ne-au ajutat. Cu toate că să știți de la mine. E foarte simplu să judecăm. E o casă construită, ajutată, dar să știți că a fost construită cu voia lui Dumnezeu. Adică acea casă nu trebuia făcută pentru acei oameni. Dar nu ești un credincios, ești un stâlp a bisericii. Nu te poți împotriva voinței lui Domnului. Am dreptate? Dacă Dumnezeu spune să faci și îți dă puterea să faci, n-ai cum. Deci acea casă nu trebuia făcută pentru acele persoane. Niciodată. Ei, Dumnezeu a îngăduit a se construi acea casă. Vedeți? Și prin îngăduința lui Dumnezeu acea casă s-a construit într-o lună de zile. O casă foarte mare. Cum s-a făcut? Cum? Nimeni nu știe cum s-a făcut. Și o casă foarte frumoasă. Și multe persoane s-au ajutat. Dar, cum v-am spus, pentru ei nu o să fie o învățare de minte, o schimbare, vor continua. Vor continua să fie tot așa cum sunt. Dar să știți, multe persoane ne-au ajutat. Ne-a ajutat Ionuț Radu de acum, care a zidit gratuit, Sascău Cornel, care a săpat gratuit. Deci toți oamenii care au ajutat n-au luat nimeni niciun bar, să știți. Nimeni nu a luat niciun leu. Niciun leu. Acum, nu vreau să mai spun câți bani am mai pus și noi, eu, vicele. Nu este corect să spunem. Nu este corect să spunem. Dar gândiți-vă că o fundație de casă, fundația aia care ați văzut acolo de 1030, ar fi costat numai materialul 120 de milioane. Da? 120 de milioane. Primăria la fundație
din banii primăriei, nu s-a luat un leu, ca să știți. Deci un leu nu s-a luat din banii primăriei. Acei 10.000 de lei, 100 de milioane, s-a luat așa. 7 pareți, 72 de milioane pareții de BCA, nu ne-a luat. S-a luat uși și jumătate de tabă, de jumătate de tabă au luat pe băieții, deci nu am luat nimic. Gândiți-vă la fundația aia, de 1130 fundații. Numai jos a intrat 11 metri cubi de beton. Ciment, l-a adus și domnul Gergel, l-a adus și Nuțu ciment. Toți au ajutat. Și nimeni n-au cerut nimic. Doar au vrut ei să ajute. Toți au vrut. Și cumnatul Neu Matei, domnul Caravira, a adus egipțul. Ei nu mai știu pe cine să mai zică toți. Neu, să mai spune pe cine mai... Gheorghiță a cumpărat o sobă. Gheorghiță Viel a cumpărat o sobă. Neu Alderanu, care a făcut scările de gratuit. Cine a mai venit? Ferăstăroagă. De pe Val Crăstel, n-are ajutor social de nimic, a venit și a ajutat gratuit. M-a ajutat foarte mult vecinul, Gelu Moise, Niță, care a făcut acoperișul. Deci acoperișul, vă dați seama, m-a ajutat gratuit, a făcut acoperișul gratuit, Gelu, vecinul. Da. Da, astăzi, vă mulțumesc că v-ați colaborat. Să vin să stai pe ea. Mulțumim. Mulțumim și noi.